Mai mulți medici au lansat o scrisoare deschisă prin care cer revenirea la normalitate. Aceștia critică măsurile luate de guvern pentru combaterea răspândirii COVID-19. Mai mulți medici au lansat o scrisoare deschisă în care cer președintelui Klaus Iohannis și guvernanților încetarea politicii de perpetuare a stării în care se află România de un an încoace și revenirea la normalitate, calificând drept greșită strategia de combatere a pandemiei. Obligativitatea purtării măștii în aer liber, monitorizarea temperaturii la intrarea în magazine, interdicțiile de circulație, dar și promovarea vaccinurilor anti-COVID au fost dur judecate de către medici. Aceștia consideră că autoritățile guvernamentale au încălcat Constituția României. Legile și convențiile internaționale privind drepturile pacienților pentru o viroză care are morbiditate și mortalitate asemănătoare cu ale unei gripe sezoniere. Monitorizarea temperaturii la intrarea în magazine sau în alte instituții a fost de asemenea dur criticată. Medicii consideră că este un act medical care ar trebui să fie efectuat numai de personal calificat. În plus, susțin că măștile sunt dispozitive medicale și, dacă nu sunt utilizate corect, nu folosesc la nimic. Ba mai mult, după o perioadă scurtă de purtare într-un spațiu nesteril, acestea devin focare de infecție întrucât se umezesc.